A ajuns în Germania la 26 iulie 1978, pace paia legătura cu autoritățile americane și cere azil politic în Statele Unite. La 28 iulie 1978, generalul Pacepa era cazat la hotelul Intercontinental din Köln. Reprezentantul ambasadei americane în Germania îi comunică: ieșiți din hotel, o să vedeți 100 de taxiuri care trec pe stradă. Suiți-vă în oricare, toate sunt ale noastre. După ce s-a urcat în taxi, Pacepa a fost escortat de mașini cu girofar până la baza americană din Frankfurt, unde l-aștepta un avion Hercules C-131.